Primarul capitalei Ion Ceban declară război gheretelor. Se întâmplă după ce o tonetă a apărut peste noapte și a fost evacuată la fel noaptea. Este vorba despre ghereta instalată ilegal de un agent economic pe strada pietonală Eugen Doga din Chișinău un mesaj foarte clar pentru funcționari și pentru agenții economici. Toată rețeaua, nu contează că sunt 3, că sunt 5, că sunt 10 ghirete, că sunt 200, vor fi evacuate în aceste condiții. Ion Ceban a publicat pe pagina sa de Facebook două fotografii cu o auto specială care a evacuat aseara toneta. În mesajul său, Ceban a scris că nu va tolera asemenea ilegalități, iar Chișineul are administrare. Mai mult, acesta susține că agenții economici care vor proceda așa cum le tună prin cap, vor fi sancționați. Întâmplător sau nu, după ce site-ul publica.md a mediatizat cazul, primarul Capitalei a dat indicații subalternilor să o scoată. Deocamdată nu este clar cum a ajuns Ghereta acolo și cine a permis instalarea acesteia chiar în mijlocul centrului orașului.